Bine ați venit la un nou episod aici la Țiriac Auto, rulate, rulate nerulate, dar asta e rulată. E rulată, dar nu mai știu câți kilometri are, dar o să vă zic eu ulterior, parcă n-are mulți. Ce vreau să știți este că la Țiriac Auto Rulate puteți să aduceți mașina dumneavoastră veche, să o dați la buyback pentru una nouă sau puțin rulată sau mai mult rulată. Oamenii ăștia au peste 1000 de mașini în stoc, au mai multe sedii, inclusiv la militari. Dacă nu ajungeți în zona asta de nord a capitalei, puteți să mergeți la noul showroom din militari. Puteți să programați un test drive, puteți să dați mașina înapoi în 7 zile, lucru care nu ni l-am dorit, dar asta e, astea sunt facilitățile aici la Țiriac Auto Rulate. Puteți să le finanțați mașinile astea și de data asta vom vorbi despre acest Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC. Adică două motoare electrice ce dezvoltă undeva la 524 de cai putere cu o performanță de la 0 la 100 de km în doar 4,1 secunde. Adică S-clasul electric cu mai mult spațiu în interior decât S-clasul convențional, că acum trendul este cu mașinile electrice. Noi nu suntem în trend, dar ne place pentru oraș, chiar dacă mașina asta spune că are un range de până la 700 de km și se poate încărca la o priză ultra rapidă în doar 31 de minute. Că eu ziceam 30, dar mă corecta Marius acolo, Marius fiind camera care voi vă uitați, și spunea 31 de minute. Deci în 31 de minute se poate încărca full de la o priză ultra rapidă. Dacă nu avem o priză ultra rapidă, se încarcă totuși foarte repede, până la 80%, ceea ce ne pune la dispoziție un range foarte bun, cel puțin pentru oraș, nici n-are rost să discutăm. Trebuie să întrerup acest material pentru că trebuie să vă spun despre Surfshark. Trebuie să vă spun despre Surfshark că atunci când veți lua această aplicație, puteți să vă ascundeți VPN-ul. Puteți să vă ascundeți VPN-ul și puteți să navigați pe internet fără să afle nimeni că voi navigați pe internet. Ce este super tare este că puteți să vă luați biletele de avion mai ieftin, puteți să vedeți toate clipurile de la Netflix, pentru că știți că Netflix-ul este în funcție de țară. Eu vă mai arăt mașina asta, că știu că vă place. Ce mașină o fi oare? Eu sunt sigur că o să-mi dați în comentarii. Da, puteți să navigați pe internet fără să vă găsească nimeni, să știe nimeni că ați navigat. Puteți cu Surfshark One să schimbați, să folosiți această aplicație pentru mai mulți utilizatori. Puteți să aveți și antivirus și alerte în cazul în care se întâmplă ceva cu calculatorul dumneavoastră. Veți găsi foarte frumos în primul comentariu un link în care, dacă îl accesați, aveți 4 luni gratuite. Asta este mașina, o vedeți aici pe fundal, și ce mi se pare super cool este că în momentul în care o descuiem, ies mânerele ușilor, ca nu cumva să punem mânuța noastră pe un mâner murdar. Mânerele se ascund ca să fie tot timpul super curate. Ca să vorbim despre partea frontală, pot să vă spun că această grilă este opțională. Nu știu cum o veni în standard, probabil că fără semnele astea mici, fără stelele astea mici de aici. Avem faruri digitale, spun cei de la Mercedes, care cu siguranță ne oferă o vizibilitate foarte bună noaptea. S-a trezit, a pornit ventilatoarele pentru că trebuie să mențină o temperatură în habitacul optimă, pentru că eu atunci când mă urc și stat aici în soare toată dimineața și toată ziua și spart de soare, să mă simt cât de confortabil se poate, pentru că este un S-Class. Roțile sunt pe 21, dacă nu mă înșel, scrie pe spate pe aici. 21, echipată cu anvelope de iarnă, dar ce am uitat să vă spun și ce este cel mai important, prețul de achiziție al mașinii pe care o vedeți aici a fost 172.000 de euro. Mașina asta a fost la vânzare la 120.000 de euro. Și pentru că o filmăm noi de la Stax, vă dăm la doar 89.000 de euro la super promoție acum, dacă vreți să veniți să o luați, să mergeți cu S-ul electric, aveți panouri solare, casă, încărcăm, mergem gratis, cum ar veni, facem și economie, 80.000, ce să mai... Bun, ce pot să vă spun este că aici nu este... e închisă mașina, normal. Nu este priza de încărcare, ci pe aici se completează lichidul de spălare parbriz, pentru că nu mai e nevoie să ridicăm mașina, capota, la o mașină electrică. Nu mai avem ce să căutăm, nu mai verificăm joja de ulei, nu mai, nu, doar completăm lichidul de parbriz, cum ar veni, mai puține griji
pentru noi ăștia care deținem mașini electrice. Hai să vedem și la interior. Sau vrei să vorbim de portbagaj înainte? Așa arată spatele. Ce să zic, îmi plac blocurile optice spate. Îmi plac stopurile, ca să zic așa pe românește. Arată foarte cool. De ce s-au stins? S-au oprit motorul, oare? Probabil da. Portbagajul are deschidere din telecomandă. Are. Bă, dar are ceva cu mine, mă. Pe cuvântul meu, da. Bă, au ceva cu mine, mă. Deci mașina e încuiată, da? Ia. Trebuia să fie mașina încuiată, mă, ca să deschide portbagajul. Așa ceva. Vreau să dacă se și închide. Măcar atâta, totuși e unes. Are o capacitate de 610 litri. 610 litri. Poți să dormi aici, dacă vrei. Dacă rabatezi și banchetele, lucru care se poate face simplu, intrând în mașină și trăgând de clapetele. Așa. Bine, mai e un spațiu aici, tot așa, de depozitare, unde putem să punem, de exemplu, gentuțele astea cu cabluri, să nu mai stea pe aici împrăștiate prin portbagaj. Când văd doar din astea, Marius, nu știu, mă apuc așa, pe cuvântul meu, dacă nu, uite-te și tu, toate cablurile astea de încărcare rapide și normale și așa, ar trebui să stea aici, frate, că da, e spațiul ăsta. Avem și noi un portbagaj frumos, elegant. Ce este asta? O bilețel de dat? Nu, e o cărticică. Am învățat tot. Ce te interesează? Spuneam că dacă cumva vrem să rabatăm banchetele, ajungem până la 1710 litri ca și spațiu de încărcare. Deci poate vreți să încărcați o schelă, de exemplu. Adică dacă... Da, sau iei frigiderul de la frigiderie, de unde se cumpără frigiderele și te duci cu EQS-ul tău electric pentru că vrei să salvezi planeta și îl bagi aici, frate. 80.000. Și apăs și pe butonul. Uite, nu-i mai dau din cheie ca să-l închidem. Și ca să mergem odată cu ea, pentru că mașina asta este dotată cu suspensie pe aer și trebuie să fie foarte, foarte confortabilă. Am zis-o. Da, așa cum spuneam, merge ventilația. Treabă bună. Punem cheia aici și stăm la volan. Ne reglăm scaunul, după cum știți, la Mercedes, din butoanele astea de pe fața de ușă, ca să stăm mai bine, mai confortabil. E reglat deja, de-aia nu mai merge în jos sau în sus. Merge ventilația în scaune. Incredibil. Îmi arată că avem 95% baterie și cu această baterie, conform celor care au condus-o înainte, mai putem face undeva la 491 de kilometri. Da, imediat. Trebuie să dau muzica mai încet. Am dat-o. Avem foarte multe butoane pe volan. Asta probabil că vi le-a filmat Marius. Sunt aceste butoane tactile, dar care funcționează foarte bine, pentru că suntem într-un Mercedes și totul se mișcă senzațional. Avem acest ecran care împarte bordul sau ce puțin afișajul pentru șofer, navigație imensă care se mișcă senzațional, senzațional. N-am ce să comentez. Și mai avem și acolo un ecran pentru pasageri care nu știu ce face, că eu pasager în mașina asta n-am fost. Bineînțeles, plafonul panoramic, mult carbon în interior, mult carbon în interior, volanul ăsta sport, memoriile pentru scaune, ventilația. Nici nu mai am atât de multe lucruri aici de văzut, încât nici nu mai mi-arată, îmi spune să pun mâinile pe volan. Le-am pus. Pe volan avem funcțiile pentru tot ceea ce înseamnă ajutoarele de condus, adică pilot automat care păstrează distanța față de mașina din față, lane assist și așa mai departe, le știți voi foarte bine. Limite de viteze, comenzile vocale, răspuns la telefon și volumul care nu era... Aud niște muzică. Da, nu era dat pe mute. Aici avem frâna de mână, sau cel puțin butonul care acționează frâna de mână. Avem funcțiile de lumini, autofază scurtă poziții și clasicul aprins pe stânga, poziția stânga față și stânga spate de la Mercedes și dreapta față și dreapta spate atunci când parcăm mașina într-un loc expus,
doar pe o parte, să lăsăm să nu consume, să nu facă, să nu dragă. Acest schimbător la mână, cu care probabil toți am fost reticenți în momentul în care a apărut, dar mie mi se pare foarte confortabil. Într-adevăr, pentru o mașină sport mi-aș dori ca să am aici schimbătorul la clasic pe care să dau de el, să trag, să fac, dar ăsta se acționează foarte ușor, clapetele pentru schimbat treptele de viteză. Bineînțeles, aici avem un spațiu de depozitare care vine cu un tab de ăsta pentru încărcare telefon, încărcare cheie, deci putem să punem cheie aici, să o încărcăm, să nu mai avem tot timpul mesaje de genul, iar ai rămas fără baterie, cum am pățit eu la Skoda. Avem acest suport de pahare, care din păcate nu e nici încălzit, nici răcit, dar la banii ăștia nu mai facem figuri. Așa, funcțiile de condus, dinamic, EQ, ne arată cât mai avem, program acasă, încărcăm eco, următoarea oră de plecare, întrerupe încărcarea, traseu, rază de acțiune, consum, ne arată aici consumul și 30 de minute, 20 de kW pe oră, mă depășește total. Partea asta electrică, total, nu știu, nici nu știu ce înseamnă kilowați pe oră, habar n-am. În sfârșit, butonul de start-stop, de aici pornim și oprim mașina, de aici pornim și oprim muzica, aici putem să reglăm volumul și un butonaj micuț, micuț de avarii. Adică aici avem doar două butoane, efectiv, cel de start-stop și cel de avarii. De aici putem să deschidem cotiera care este adâncă, adâncă. Are două USB-C-uri de încărcare. Nu văd dacă e ventilată, dar mi se pare că nu. Sau refrigerată cel puțin, în niciun caz. Bineînțeles, mai avem și aici parte de depozitare și două USB-C-uri, butonul pentru deschis portbagajul, parasolare cu funcție de make-up, când mai mă fardez eu din când în când la volan, bineînțeles. Pe loc, da? Partea de telefon, putem să deschidem mult soare, plafonul ăsta de sticlă și bineînțeles și trapa și mai pot să mai fac ceva? Nu mai pot să fac nimic. Și dacă țin mai mult? Nu. Deci trapa se deschide doar în sus, n-am de ce să fac asta decât dacă fumez în mașină. Îmi place că avem două porțiuni de iluminare care acest material textil se trage în mijlocul. Da, nu mai știu să fac la loc. Te rog, închide asta de soare că mă omoară, mă ucide. Degețelul face treaba. Nu trebuie să apeși, tu poți să apeși. Nu trebuie să apeși. Ce frumos, se trag ele unul în față, unul în spate, din mijloc de acolo și s-a făcut așa mai acceptabil. Aici că soarele ăsta nu ne-am obișnuit încă. Da. Bineînțeles, luminile de interior, care se aprind și când deschizi ușa. Aici avem piele întoarsă, cu scaunele astea desenate foarte bine ergonomic și un fir, de păr. Da, o să mergem cu ea, nu înainte să mă pun pe locurile din spate. Că vorba aia, m-am pus în cabrio și în M2 și în toate cele și nu mă pun în asta, unde acolo trebuie să fie șmecheria. Spate. Tada, am găsit niște chestii și am găsit să fie al meu. Ia să vedem noi. Wow. Da, e simplă treaba aici, dar îmi plac tetierele astea cu pernuță. Bă, le iubesc, deci mă pun aici și parcă mă ia cineva în brațe, așa, un îngeraj pe un nor. Mă ține pe un nor și zice, doar pernuța asta face toată șmecheria, jur. Pe cuvântul meu, și când îi vedeam pe oamenii ca o pernuță la tetiere, zice, ce fraie. Da, deci avem boxe, avem carbon, avem gurile de ventilație aici, avem lumină pentru citit și aici. Nu înțeleg de ce n-am oglindă, că SUV vechi avea o oglindă aici. Avea o oglindă, să putem o fardez tot timpul. Eu nu stau. Da, două poziții pentru lumina de citit. Tetierele, suport de pix. Poate ai nevoie de un pix, mai scrii una, mai scrii alta. Loc aici pentru a depozita diverse lucruri. Trebuie să depozitez camera aia în față. Pare rău. Ce mai avem aici? Avem două USB-C-uri pentru a încărca telefoane și tot felul de gadgeturi sau țigări electronice. Bineînțeles, controlul pentru climă pe două zone. În spate, la valieră, dar îmi pare rău că se întâmplă lucrul ăsta, e cămașa asta de când m-am înrolat. Și dar tu poți să retragi sus aici? Nu pot să fac nimic. Nu. Nu pot să fac. Am un locaș aici care probabil intră un
Într-a ceva. Da, nu pot să fac nimic. N-am, sunt cam fraier aici în spate, sincer. Dar stau bine. Stau bine, e loc la picioare, am 1,87 m, am și loc la cap. Stau cu minte aici în spate, mă duce șoferul unde vrea el. Eu stau aici în spate. Dar banii ăștia, mă, frate, mai facem figuri? Nu facem. Mergem electric, salvăm planeta. Uite, poate aveam aici un touch, se apărea ceva, se întâmpla ceva, dar nu, n-avem. Atât s-a putut. Ce joci tu acolo, mă, soliter? Ai și tu monitorul tău. Da, mă, încotro, fiecare cu navigația lui. Adică și cum, ascultăm fiecare postul lui de radio? Da. Băi, ești nebun. Băi, ești nebun. Da, suspensia e feleu. Suspensia, direcția... Pe ce mod e? Faptul... Ce? Pe ce mod? Sunt pe modul de condus eco. Eco, avem și confort. Uite, suntem pe confort acum. Avem un speed bump de ăsta, știi, de l-am luat noi. Îți place cu S-ul, nebunule? Camera, bă, că nu e prinsă decât nu e prinsă camera într-o ventuză. Ce să fac acum? Merge. Am vrut să vedem 41%. Pe confort. Să am apăsat mai tare, pac, ce zice să fac acum? E mai pasă. Mai pasă o dată? Da, mă, da, da, mă, da. Și nu ești pasport? Nu sunt pasport. Virează frumos, merge elegant. Nu se aude nimic. Nu. Ce ai, mă, ce să... Dar eu dacă nu dispare asta cu serviciul de aici din bord, eu nebunesc. Nu știu cum să fac. Și l-am făcut mai devreme. Nu știu cum l-am făcut. Am apăsat pe ok, am apăsat pe toate cele. Nu vrei. Mai am un ok. Mai aveam un ok în stânga, mă, băiatule, mă. Mă nebunesc. Ce am făcut? Sunet. Merg butoanele de pe volan impecabil. Impecabil. Spuneam? Nu spuneam, nu? Că mașina asta virează și cu roțile spate. Și că există două opțiuni pentru caseta de direcție spate. Una care virează mai puțin și una care virează mai mult. Noi avem pe aia care virează mai mult. Nu știu să vă spun exact câte grade, că nu suntem noi cu cifrele exacte, dar, băi, băiatule, băi, când a condus-o Marius, și o să vedeți pe platforma de socializare TikTok sau Instagram, când a condus-o Marius și eu am stat ca barosanul în spate, prin parcarea celor de la Țiriac Autorulate, să-i căutăm lui Marius o mașină. BMW Seria 3 Break își dorește el. Băi, frate, cum virează mașina asta. Băi, frate. Dar mai fă-mă ceva acolo. Pe butonul tău, pe ecranul tău. Ce faci tu? Confort? Masaj? Da, vreau și eu. Dă-mi și mie masaj. Șofer? Bă, să-ți dea Dumnezeu sănătate, mă. Vezi, mă, de ce e bine să ai un copil cu tine? Ia uite ce... Vreau să mai mergem cu mașina asta mai mult. Mamă, și m-a durut spatele, că am dormit pe canapea, m-am și trezit azi noapte, am visat numai suedezi. Nu știu cum dracuși. La Arad să mergem cum? Da, la Arad mergem. Deci spuneam că mi-arată că mai fac 489 de kilometri cu bateria pe care o mai am. Dar pot să fac maxim 607 kilometri cu bateria pe care o am, dacă probabil merg încet, dacă opresc masajul în scaune, dacă opresc clima, probabil că poate n-am nevoie, că afară e destul de rece, dar nu e cazul astăzi. Unde sunt? Câte grade? Câte grade sunt copilot afară? Nu mai. 27 de grade, frate. 20. Bă, dar ce îmi place. Și pot să schimb și treptele de aici. Fără recuperare. Și recuperare normală, recuperare puternică. Da, asta vreau. Asta vreau. Eu sunt obișnuit cu hibridul meu și când conduc o mașină normală, nu că ar fi cazul aici, când iau piciorul din accelerație, mai ales la mașinile cu cutie automată, bă, frate, n-am frână de motor deloc, m-am obișnuit cu asta, nici nu mai calc pedala de frână, jur. Dacă îi dau pe recuperarea asta puternică de care zic ei aici, păi cine mai pune un frână, uite? Păi nu are one pedal drive? Păi da, asta. Uh-huh. Mașina, și mașina hibrid și mașina electrică vine cu recuperarea energiei la... Harta? E mare, tăticule, să vezi tot orașul, să nu stai să-ți bați capul, să te plimbi, să... Bă, ce frumos virează, mă, cu spatele. Da, adică să nu mă înțelegeți greșit. Să nu mă înțelegeți că îmi plac mașinile electrice și că, vezi, Doamne, îmi place că virează cu spatele și așa, nu, mie îmi place să vireze cu spatele în drift. Dar asta e altă legătură, asta e o mașină elegantă. O mașină elegantă, e o mașină confortabilă, e o mașină în care trebuie să te relaxezi, te simți bine. Uite, primești un masaj, primești ventilație în scaune, ai ăsta, frâna asta, recuperarea asta, energiei la frânare.
Mie îmi place. Ce mai zici acolo? Ia mai fă Marius lucruri. Surprinde-mă. Mi-ai oprit masajul, este? Păi de ce, mă, frate? De ce așa? Surprinde-mă plăcut. Am uitat să zic. Așa, intensiv. Da, îmi place, da. Am face doar la spate, vezi? Aș fi vrut și la fund. Adică să am și înșezut. Nu că aș fi frumos. Da, mă, de ce nu? Valuri în profunzime, ia. Da, valuri în profunzime. Vreau să mă bată valurile. Hei, îmi face la fund. Vezi? Asta e, tati. Și le știu, bă, zici că am avut de-asta. Zici că ai avut test de-asta, EQS. Ia uite, mă, cum vibrează fundul, ești nebun? Ce îmi place? Parcă mă și gâdilă cumva. Parcă nu-i masaj la fund, dar mă gâdilă. Să zic o prostie. Nu mai zice prostii. Ce se întâmplă dacă apăs pe EQ? Ah, nu înțeleg ce se întâmplă. Mi-arată că mai avem 93% baterie și tot felul de lucruri. Și pe mașinuța asta dacă apăs? Head-up display, SP, lanțuri de zăpadă, tati, ridicare nivel, parktronic, protecție tractare, protecție habitaclu, asistent activ de bracare. Așa, acum nu mai virează cu spatele? Nu-mi dau seama. Din punctul meu de vedere, mașinile astea electrice sunt mișto pentru că nu mai produc nicio vibrație a motorului. Nicio vibrație, merge totul așa, fâșie, tată, fâșie. Speed bump. Acceptabil. Putea să fie și mai moale. Se plimbă lucrurile prin portbagaj. Ce se întâmplă dacă apăsăm pe sport? Suspensia e pe sport, se simte. Motorul e pe sport. Wow, funcții. Ce ai făcut, mă? Ține-te că îi dau sport. Băi, de capul meu. Speed bump. Ce ai făcut? Ciu! Pune mâna pe cameră, Marius. Jetsons, frână, aoleu, 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 aoleu. Pare rău pentru speed bump-ul ăsta. De ce? Nu l-am simțit. Nu l-am simțit. Individual, aici putem să ne reglăm noi funcțiile cum vrem, adică dacă vrem să avem sunetul din Jetsons, al motorului și suspensia pe confort. Sau răspunsul motorului sportiv și suspensia pe confort. 29 de grade și într-o parte trece. 29 de grade în spate și 31 în față, nu înțeleg. Mă depășește. Neuri. 32. Anvelopele, mă. Incredibil, mă, băiatule, mă. Și presiune. Și presiunea și... ce să stea, mă? Nici Audi nu semnalizează. Incredibil, credeam că e doar la BMW bol asta. Ia uite, nici Loganul. De ce oare unul ar semnaliza oamenii? Dacă știam și eu că fac ei dreapta, mă băgam și eu, știi ce zic? Cred că vor să mă surprindă, să nu știu eu ce fac ei. Cred că asta e șmecheria. Și ce știi tu, mă, ce facem noi stânga-dreapta? Nu trebuie să știi tu. Stai acolo ca fraierul NQS. Păi nu stau eu ca fraierul NQS? Stau cum să nu stau. Dar bineînțeles. Doamna? Nu îi sperii eu, mă, frate. Mașina, frate. Mașina îi sperie, că nu știu ce e. Se sperie, știi? Ce mașină e asta, mă? Am semnalizat că eu vreau să știu, să știți ce fac eu. Uite, vezi, spre deosebire de M2, că totul se reduce la M2, că dacă merg cu M2 e vorba aia, mă avertizează vizual că am depășit limita de viteză, care este 50, și eu mă deplasez cu fantastica viteză de 66, 68, acum chiar 70 de kilometri la oră, dar nu țipă, nu este și acustic. Poate că din setări se poate face și asta. Toate setările. Ce ai făcut? Evitare coliziune. Avem asistență, cameră video, parcare, autovehicul. Ce zice? Sound experience. Ce faci asta? Experimentăm sunetul, nu? Foarte bine, frate. Ridicare bazată pe GPS. Ce înseamnă? Ridicare bazată pe GPS. Îți știu eu ce înseamnă. Vrei să zic? Te dau pe spate, fii atent. Mașina face niște drumuri pe care le faci în mod frecvent, da, te duci acasă, vii, nu știu ce. Și de exemplu, tu stai la bloc cu parcare subterană. Și acolo la parcarea subterană, panta este destul de abruptă și dai cu bara față. Înțelegi? Și tu o ridici în mod frecvent. Când ajungi acolo, o ridici din suspensie. Ea învață chestia asta și când ajungi acolo se ridică singură. Te așteptai să știu asta? Nici eu nu mă așteptam, nu știu de unde l-am scos-o. Asta face, jur. Asta face. Da, tare, da. Are foarte multe lucruri tare de care am putea să vorbim mult timp, dacă ne-am și documentat despre mașinile astea pe care le prezentăm, cu mult timp înainte, dar cum n-o facem, o dăm și noi așa din poanie, că nu ne verifică nimeni, vorba aia. Cât are? Deci dacă a fost 170 și 88, pe acolo 90 de mii, nu? De euro, aș zice. Mamă, nu văd speed bump-urile astea, deloc, bă, frate, deloc nu le văd.
le-au făcut din asfalt și sunt marcate prost rău de tot. Păi ziceam de kilometri, unde vedem, mă, kilometri? Ziceam că le zicem oamenilor că... Unde, mă, frate? Zic că eu nu vreau să mă uit, că vreau să conduc, să fiu atent la volan. Știi? Vreau să fiu atent la volan. Ia caută tu acolo, în istoricul tău, în monitorul tău, fiecare cu monitorul lui, mă, frate. Ne mai certăm. Băi, vezi, dă și tu, apasă tu, fă tu. Da, mă, că am și ventilație. Dă, mă, frate, drumul la parfumare, la ventilație activă, la ionizare, la... Ce ai, mă, face mașina asta tot ce vrei. Bă, dar cum se simte aici, bă? Deci asta nu se simte, frate, gaura asta aici de poartă. Un pic, am dat parfumul. Nu simt nimic. Pe aici, până. Da, stai că... Da. E gata, acolo, aia. Am găsit-o? Da. Nu e. Fițuica mea. Să nu se vadă. Să nu se vadă fițuica mea. 23.780 de kilometri. Ce mai vrem, e aproape nou, nu s-a lăsat motorul. Motoarele. Că sunt electrice ambele. Unde o parcă moare? La ETA, că trebuie să ne plimbăm pe ea. Acesta a fost episodul cu EQS. Dacă vreți să-l luați la super preț, share, like și subscribe, băieții mei. Share, like și subscribe. Nu uita de aplicația Surfshark One. Veți găsi foarte frumos în primul comentariu un link în care dacă îl accesați, puteți să aveți, nu că puteți, aveți 4 luni gratuite. Bombă la Stax aici.